Afacere ingenioasă dată peste cap în capitală. Doi indivizi de 29 și respectiv 32 de ani s-au ales cu dosare penale pentru furtul a peste 600 de litri de motorină din rezervoarele de combustibil a mai multor camioane. Cazul a ajuns în vizorul poliției în urma unui șir de plângeri de la mai mulți șoferi de tiruri. Victimele au declarat că în perioada lunilor martie-mai, pe strada Mihail Sadoveanu din sectorul Ciocana, au fost deteriorate cel puțin 4 capace de la rezervoarele pentru combustibil și a fost sustrasă toată motorina. În urma investigațiilor s-a aflat că suspecții activau pe timp de noapte, folosindu-se de faptul că autocamioanele erau lăsate fără supraveghere, bărbații deteriorau rezervoarele și sustrăgeau combustibilul. Prejudiciul cauzat a fost estimat la suma de 10.000 de lei. După mai multe căutări, oamenii legii au reușit să identifice bănuiții și să-i rețină. La audieri, ambii și-ar fi recunoscut vina. Prin ce ai fost adus la Inspectorat Poliției Ciocana? Sustras niște motorină. De unde o sustrage? Mihail Sadoveanu. Și faceai după asta cu motorină? O vindeam. Cui? La taxiști. De asemenea, bănuiții au comunicat că un litru de motorină era vândut taximetriștilor la prețul de 10 lei. Acum, bărbații sunt cercetați penal pentru furt. Fapta care se pedepsește cu amendă de până la 67.500 de lei sau pușcărie de până la 4 ani.